O femeie care aduce un plus pe oriunde trece, o femeie care crește de la zi la zi sau este preocupată de creștere, o femeie interesantă din toate punctele de vedere. Cred că asta înseamnă o femeie remarcabilă. Nu cred că este o singură femeie. Cred că a zice fiecare femeie, m-aș azarda să zic fiecare femeie, pentru că de la fiecare femeie cu care am interacționat a rămas ceva. Fie că a fost o experiență bună sau o experiență pe care nu mi-o doream neapărat sau la care nu mă așteptam, de la fiecare a rămas ceva, o influență, o urmă. De la cliente până la femei pe stradă, la femei de afaceri, orice interacțiune cu femeie este meaningful, să zicem așa. Mi-ar plăcea să zic foarte, foarte, foarte multe, dar nu, că mai este de lucru. Cred că am în minte un moment în care mi-am propus să fac ceva și nu știam cum, tehnic vorbind, și după câteva luni de research, muncă consumantă din punct de vedere fizic și psihic, am găsit soluția. Și ăla a fost unul dintre momentele de curând, să spunem, în care am simțit că remarcabil, care este un cuvânt atât de frumos, parcă l-am simțit și eu, deși nu este un cuvânt în vocabularul curent pe care îl folosesc. Femeile remarcabile care mă inspiră depind foarte mult de perioada în care sunt. Dacă sunt într-o perioadă mai liniștită și îmi amintesc de sau caut inspirație în istoria României, clar prima care îmi vine în minte este Regina Maria. După care trecem la activitățile curente, mă inspiră profesional, strict profesional, Coco Chanel și multe altele. Dacă lucrăm aici, găsesc cu siguranță o inspirație la oricine. Depinde foarte mult de momentul în care sunt. Pe scurt, sunt foarte multe femei remarcabile care m-au inspirat și mă inspiră în continuare din punct de vedere profesional. Foarte multe. Statistic vorbind, bijuteriile mi-aduc un zâmbet pe buze. Este foarte puțin probabil să nu apreciez o bijuterie într-un anume moment. Pe lângă asta, interacțiunile sociale de calitate, bucuria muncii tale că este apreciată, ideile creative puse în practică și multe, multe lucruri din activitatea curentă care aduc, lasă o urmă.